Pe locul secund se plasează Crin Antonescu cu 25%. Pe a treia poziție se plasează Mihai Răzvan Ungureanu, care ar fi votat de 20% dintre cetățenii țării cu drept de vot. De asemenea, 9% ar vota cu Cătălin Predoiu și 8% cu Elena Udrea. Mai mult, actualul premier are câștig de cauză și în turul 2. Dacă în turul 2 ar ajunge Victor Ponta și Crin Antonescu, premierul ar obține 58% din voturi, în timp ce actualul candidat al USL ar obține 42%. Dacă în turul 2 ar ajunge Ponta și Mihai Răzvan Ungureanu, Ponta ar obține 64% din voturi, iar dacă ar ajunge cu Elena Udrea, premierul ar câștiga și mai zdrobitor, cu 67% la 33%, și Crin Antonescu ar învinge-o pe Elena Udrea cu 60-40%. Și la capitolul încredere, tot premierul este câștigător. 40% dintre români îl creditează cu încredere multă, în timp ce doar 25% dintre români au foarte multă încredere în Crin Antonescu. De asemenea, dacă duminica viitoare ar fi alegeri europarlamentare, situația s-ar prezenta în felul următor: 41% dintre români ar vota cu PSD, 20% cu PNL, 18% cu PDL, 5% cu UDMR și 4% cu PPDD. Sondajul de opinie a fost realizat la comanda Fundației Multimedia pe un eșantion de 1.123 de persoane în perioada 28-31 octombrie. Are o marjă de eroare de plus-minus 3%.